Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur. Inima de câine, de Mihail Bulgakov. Sclav, da? Ăsta mi-e destin. Șeric, șeric, ce vrei, ce? Mănâncă. Și ăsta m-am întâzat. Am în pasă. Îi permit orice, grație faptei sale excepționale. Nu are zgarde. Stăpâne. Tocmai ce-mi trebuie dacă nu are zgarde. Hai cu mine, șeric. Hai, șeric. Te urmez, binefăcătorule. Te urmez oriunde vei merge. Te voi urma. Cunoaștem bine strada asta. Case mari, băierești. Se vede că stăpânul nu fi chiar onoare. Aici. Adică nu? Nu. Aici este un portar. Îl știu mai bine, e mai periculos decât un măturător. De câte ori mi-a dat cu peria peste bot. Să trăiți, Filip Filipovici! Salutare, fără, salutare! Hai, treci, nu-ți fie teamă, hai, treci! Doamne, ce țățeană importantă trebuie să fie! Poate intra cu un câine de pripas în asemenea casă. Iar portarul nu scoate un cuvânt. Mi s-a întunecat puțin privire, dar nimic de parcă mi s-ar cuveni să trec liber pe lângă el. Am ceva corespondență, Fiodor? Nimic pentru astăzi. Doar gazetare o dat în vală. Sper că i-ai gonit pe toți. Absolut pe toți, Filip Filipovici. Bine. Hai să mergem. Șeric, ai cuțule. Nu sunt aici la ordine. Încotro mergeți dumneavoastră într-acolo și noi. Filip Filipovici, în apartamentul numărul 3, societatea locatarilor a mai cazat 4 persoane. Cum? Imposibil. Așa cum vă spun, 4. Vor construi despărțituri, paravane, îngrădituri pentru compartimentări, înțelegeți? Oh, Dumnezeule, ce va mai fi și cu casa asta? O ședință mare, acum o oră. Au de gând să repartizeze suplimentar locatari în toate apartamentele. Numai la dumneavoastră, nu. Au ales un comitet nou.
pe cei vechi au dat afară. Ah, ce mizerie. Hai, Sherry, hai, urcă, hai sus. Hai, Sherry, intră. Bine te-ai întors, profesor. Uite ce am adus pe Sherry. Ce-i asta? Nu. Stai, Sherry, gata. Gata, ajunge. Stai liniștit, prostule. Observați, nu mai reușit să găsești un client așa nervos, Filipovici. Ia uite la pantalonii mei, iau de cine... Nu, cu blândețe, doctore, dormentar, cu blândețe, cu blândețe. E singurul mijloc posibil când ai de-a face cu o ființă. Prin teroare nu obții nimic de la ea, indiferent de treapta de evoluție pe care se află. Am susținut mereu acest lucru și o voi face în continuare. Teroarea nu servește la nimic, fie ea albă, roșie sau brună. Teroarea paralizează complet sistemul nervos. Zina! Zina! Uite, am cumpărat pentru această haimana cârnea special de Cracovia, de robe și 40 de copeci. Ai grijă, te rog, hrănește-l cum se cuvine. Cârnea de Cracovia? Da, pe Sherry. Păi era suficient să fi cumpărat toate zaurăsturi de la măcelărie de 20 de copeci. Și așa pentru un câine al nimănui cules de pe stradă e prea mult. Trebuie tratat ca un semen al nostru, dragă. Câinele ăsta va însemna mult pentru omenire, Bormental. Și oricum va servi un cel nobil, Filip Filipovici. Sigur. Nu pricep unde am ajuns. Și la ce le trebuiesc eu, dar decât să mă trezesc chiar și flămând printre oameni haini, printre lăzile de gunoaie pe sub garduri, nu mai trezesc acum. Eu sper că anatomul patologul tău se va ține de cuvânt. Am nevoie de un cadavru bun. Mai de mine, nicio grijă. Grișa ne servește imediat ce are un mort utilizabil. Și a primit și porția de vodcă, așa că îl așteptam. Te rog, sper că nu i-ai dat mai mult de un sfert. Vai, ferească Sfântul, pentru mai mult grișa nostru ar fi în stare să grăbească agonia vreunui pacient, așa că... Hai, Sherry, liniștește-te, dragă. Sacrificiul tău nu va fi inutil, nu va fi zadarnic. Vei fi primul câine din lume care va întineri. Ori va muri. Un organism în care lipsurile și uzura și-au făcut atâta timp de cap, poate reacționa imprevizibil. Șocuri întineririi ar putea să-l arunce dincolo de naștere, ceea ce, îți dai seama, miroase a moarte curată. Aha. Da, au sosit pacienții. Da. Stai cu minte, Sherry, nu le tra. Lăsați că merg eu, băi, despre ce este vorba. Bine, te rog, te rog, te rog. Dar de ce îi lăsa să intre, dragă? Dă-i afară! Da, auziți că vin de la societatea locatorilor! Nu ai spus că sunt ocupat! Dă-i afară! Dă-i afară! Am venit la dumneavoastră, profesore, pentru următorul motiv. Domnilor, greșiți când umblați fără galoși pe o vreme ca asta. În primul rând o să răciți și în al doilea rând îmurdăriți covoarele. Sunt covoare aduse din Orient. În primul rând nu suntem domni. La al doilea rând, dumneavoastră sunteți bărbați sau femeie? Și care-i diferența, tovarășe? Sunt femeie. În acest caz puteți să rămâneți cu capul acoperit. Cât despre ceilalți, dumneavoastră, stimați domn, v-aș ruga să vă scoateți căciulile. Asta ar constitui o primă diferență. Nu sunt stimate domn pentru dumneavoastră. Noi am venit la dumneavoastră pentru... Nu stați puțin, în fond ce înseamnă acest noi? Noi? Noi, adică noul comitet de bloc. Eu sunt Șvondăr, ea este Viazemskaya și ei sunt tovarășii Petruhin și Sarovchian. Deci noi... Voi ați ocupat apartamentul Fyodor Pavlovich Sablin? Da, noi. Dumnezeule, s-a zis cu casa Kalabuhov. Glumiți, profesore! Dar cu ei arde de glumă, sunt absolut disperat, domnilor! Și o să se aleagă din încălzirea centrală? Bateți joc, profesore! Mă rog, care e motivul care v-a adus la mine? Spuneți mai repede, pentru că în curând trebuie să cinez. Suntem comitetul de administrație al imobilului și am venit la dumneavoastră în urma adunării generale a locatarilor. Unde s-a pus problema redistribuirii raționale a apartamentelor. Cine a pus ce? Nu, eu vreau să vă exprimați mai clar. S-a pus problema redistribuirii raționale. Nu
Ajungem, am înțeles. Da, știți că în virtutea hotărârii din 12 august a acestui an, apartamentul meu este exceptat de la orice nouă ocupare sau redistribuire rațională? Știm. Dar adunarea generală, după examinarea problemei, a ajuns la concluzia că la urma urmei dumneavoastră ocupați o suprafață excesivă. Clar excesivă. Locuiți singur în 7 camere. Locuiesc și muncesc singur în aceste 7 camere și aș avea nevoie de o a 8-a. Aș avea nevoie de o bibliotecă, domnilor. O a 8-a! Și nimic altceva! Te-ai crezut! Am o sală de așteptare care, nota bene, este și bibliotecă, cu sufrageria și cabinetul fac 3, sala de tratament 4, sala de operații 5, dormitorul meu 6 și camera de serviciu 7. În sfârșit! Sunt încă destul de înghesuit. Bine, să lăsăm, nu este grav. Apartamentul meu este exceptat de la redistribuirea rațională și discuția este încheiată. No. Pot să mă duc să cinez? Nu, cer scuze, domnule profesor. Îmi cer scuze, dar mai exact am venit să vă vorbim chiar despre sufragerie și despre sala de tratament. În numele disciplinei proletare, adunarea generală vă cere să renunțați imediat la sufragerie. Nimeni, dar absolut nimeni în Moscova nu are sufragerie. Nici măcar Isadora Duncan. Isadora Duncan, da. Bine. Că despre sala de tratament se poate foarte bine uni cu cabinetul. Da. Și eu unde o să iau masa? În dormitor. Să mănânc în dormitor? Să citesc în sala de tratament? Să mă îmbrac în camera de serviciu? Și să fac analizele în sufragerie? Nu se prea poate ca Isadora Duncan să facă așa. Poate că ea se îmbracă în cabinetul său particular și visecă iepuri în sala de baie. Poate, dar eu nu sunt Isadora Duncan. În acest caz, profesore, având în vedere că vă opuneți cu atâta înverșunare, vom sesiza instanțele superioare. Vom face reclamații împotriva dumneavoastră. Da, așa. Așteptați-o, așa, mă rog. Așteptați, spuseți. Așteptăm. Așteptăm. Mulțumesc, da. Alo. Da, aș dori cu Piotr Alexandrovici, profesorul Preobrajenski. Mă bucur foarte mult că am găsit. Foarte bine, mulțumesc. Piotr Alexandrovici, operația dumneavoastră este anulată. Poftim? Anulată, suprimată. Ca toate celelalte operații, de altfel. Încetez orice fel de activitate în Moscova. În Rusia, în general. Nu, uitați, adineaori au venit la mine 4 persoane, printre o femeie îmbrăcată ca un bărbat, 2 aveau revolvere, au încercat să mă terorizeze ca să-mi ia apartamentul. Permiteți, profesoare. Eu nu pot repeta toate legăbirile pe care mi le-au spus ei. Printre altele mi-au propus să cedez sala de tratament. Adică, cu alte cuvinte, m-au pus în situația să vă operez acolo unde până acum disecam iepuri. Da, Piotr Alexandrovici, da, acolo unde eu disecam iepurii. Este inadmisibil. Iată de ce pun capăt activității mele și plec. Las cheile la șvonder ăsta, n-are decât să opereze el. Da. Nu, Piotr, eu nu mai pot continua, eu sunt la capătul răbdării. Nu, este a doua oară în august, a doua, cum? Cum doriți, cu o singură condiție. Prin cine doriți, când doriți, ce doriți, numai să fie un act care să interzică oricărui fel de șvondăr să se mai apropie de ușa apartamentului meu. Un act definitiv, efectiv, veritabil. Da, vă rog, cine? Uite, domnul șvondăr, vrea să vă vorbească, domnul. Dumneavoastră, profesor, ați deformat sensul cuvintelor noastre. Eu vă rog să nu folosiți asemenea expresii. Vorbiți aici la telefon, vă rog. Ați mistificat-o. Da, ascult, da. Președintele comitetului de bloc. Și comitetul. Am acționat reglementar. Sigur, profesorul are fără îndoială o poziție cu totul excepțională. Da, suntem la curent cu activitatea asta, da. Da, sigur, îi lăsăm încă 5 camere. Păi, dacă e așa, bine. E o rușine. Să
trebui să avem imediat o discuție. Da. I-aș arăta eu lui Piotr Alexandrovici. Scuzați-mă, vreți să aveți această discuție chiar acum? Vă înțeleg ironia, da, profesore. Da. Plecăm! N-aveți grijă, numai că în calitate de conducător al secției culturale a imobilului... Conducătoare! Mă rog, conducătoare, vreau să vă propun să luați câteva reviste în beneficiul copiilor germani. 50 de copii. Ce? Nu, mulțumesc, nu. De ce refuzați? Nu vreau! Nu vă este milă de copii germani? Ba da, mi-e milă. Vă uitați la 50 de copii? Nu. Atunci de ce? Nu vreau! Nu vreau? Atunci, poate că luați broșura de cântece patriotice. Nu, nici gând, sunt afon. Dar să nu are importanță! Totul este să învățați cuvintele. Ritmul, marșul, vine de la sine, nu? Nu! Doamne, stimate doamne, vă rog, nu, acum nu aici. Eu vreau să vă spun, stimate doamne, că nici măcar în tinerețe n-am fost în stare să învăț imnul țarist. Așa că marșul ăsta avea cum... Știți, profesore, dacă n-ați fi o somitate științifică europeană, da, și dacă anumite persoane n-ar interveni pentru dumneavoastră într-un mod atât de revoltător, persoane pe care sunt sigură, le vom demasca într-o zi! Da, și mă rog, de ce se întâmplă? Așa e! Urâți proletariat! Da, nu mă dau un vânt după el. După proletariat. Zina, dar poți servi masa? Permite-o, Mino. Ce moșări, mă bucur, Zina, ce te bucuri și tu. Ce? Filipovici, nu vă supărați, dar nici ăsta nu e pacient. Mi-a zis că are oră fixată. Dar cine i-a fixat ora, a luat la arnaiba? Cine? Cu ce vă pot fi de folos? Profesorul, îmi permite să aprind o țigară? Da, vă permite. Da. Mulțumesc. Și să mă așez? Și. Înțeleg perfect că profesorul este foarte ocupat. Bine, da, sunt ocupat. Clipele pentru dumneavoastră sunt aur curat. Dar țigara nu încurcă profesorul? Poate că... Deci profesorul a inventat rasele vieții noi? Dragă scorniri de ale ziarișilor, niciun fel de rază. Modestia îl favorizează pe un savant adevărat. Orașele lumii cunosc totul despre aceste raze. Numele profesorului Preobrajenski este repetat de toată lumea. Omenirea urmărește cu respirația întretăiată experimentul domniei voastre. Toți cunosc prea bine în ce condiții activează savanții în Rusia sovietică. Între noi, soi-disant, nu ne aude nimeni? Nu. Din păcate, țara asta nu știe să prețuiască munca savanților. De-aia am permis să vorbesc deschis cu profesorul. Una din țările străine ar putea să-i propună profesorului un ajutor absolut gratuit pentru lucrările de laborator. Așa. Face oare să strici orzul pe gâște? Vorba aia. Suntem la curent că profesorul e nevoit să facă practică medicală particulară ca să-și câștige mijloacele pentru lucrările de laborator, redând tinerețea unor libidinoși și unor doamne ofilite. Știm ce dificultăți a cunoscut profesorul în timpurile alea ale revoluției. Uite ce se face așa când aude de revoluție. Înțeleg. E mare taină. Da. Într-un cuvânt, profesorul oferă rezultatele experimentelor sale respectivei țări, iar țara îl finanțează pe profesor. Așa. Ne-ar interesa să facem cunoștință cu schițele aparatului. Așa. Profesorul poate să beneficieze, uitați aici, de acest mizerabil avans de 5.000 de ruble imediat. Nu e nevoie nici de recepție. Afară! Aruncați-i cât mai departe! Și dacă vine după ei? Atunci să-i predați societății locatarilor cu recipiță în mânații celor din comitet. Să ia în primire galoși de spion. Și acum
Spectacolul s-a terminat. La masă! Da! Nu, mulțumesc, Zina, mulțumesc. Că doar meșaric vom sta și noi la masă. Bine. Hrana, Ivan Arnoldovici, nu este un lucru simplu. Da. Trebuie să știi să mănânci. Da. Cei mai mulți habar n-au cum să mănânci. Da. Trebuie să știi nu numai ce să mănânci, ci și unde și când. Da. Trebuie să știi și despre ce vorbești în acestii. Așa. Dacă vă pasă de digestia dumneavoastră, ascultați-mi sfatul. Nu vorbiți la masă despre bolșevism și medicină. Mai încet, mai încet, Filipovici. Pentru numele lui Domnului. Și mai ales niciodată, dar niciodată nu citiți ziare bolșevice în timpul mesii. Da, da, nu există altele. Atunci nu citiți? Okay. Eu știu perfect ce spun. Am făcut peste 30 de experiențe în clinica mea. Cei care nu citesc ziare se prezintă minunat. Cei cărora le-am dat să citească Pravda au pierdut cu toții din greutate. Da, e, da, dar oricum lui Șaric trebuie să-i dăm câteva ziare. Trebuie să începem să-i facem educație. Ce credeți că mai ajută? Faptul că înfulecă pește cruții ca purcesc de alcătuire a celui mai complet dicționar de înjurături al limbii ruse nu vă spune nimic? E tocmai de aia zic eu, profesorul. Sănătatea dumneavoastră, dacă da, trebuie să... Profesore, în viața lui de câine s-a învârtit pe lângă toate scursorile Moscovei. Măscările astea nu-i aparțin. Noi trebuie să o ostenim ca să-l punem pe calea cea bună. Ați văzut în cele din urmă, a acceptat și îmbrăcămintea, nu? Nu, a îmbrăcat sau dezbrăcat, nu mai contează din moment ce am ratat experiența. Șaric trebuia să întinerească. Toate experiențele preliminare spuneau asta. Trebuia să devină un cățeluș de numai câteva luni. Și când colo s-a transformat în om. Oh, îmi vine să-mi nebun. Mă rog, cum luați o meselină. Nu, dar dacă ar ajuta... Dar mă rog, ceea ce pune capac la toate astea este calitatea omului. Așa. Mai ia cu frigul un proletar bețiv, leneș, da, necioplit, da, și afemeiat. L-ai auzit în timp ce își trăgea pantalonii, da, cum urla cât îmi ținea gura? Dă-mi un chiștoc să mă închei la loc. Nu era rușine nici măcar de Zina, care l-auzea de dincolo de ușă. Un copil mă face să face poze, se râzguie, adică... Tare poznaș, n-am ce zici, n-am de burjuilor, gura păduchiosule, dacă-s fleanca, moș pârțaga, la coadă pui de cățea, la coadă, și fruntea aia îngustă, părul care începe să-i crească de-a dreptul din sprâncene, afurisita aia de hipofize mi-a jucat festa. Nu, merit pe deplin toate aceste ocări. Sunteți prea aspru cu dumneavoastră, profesor, mă rog, în sănătatea noastră, dați-mi să vă tot, mă rog, mă rog să înțeleg, Faptul că ați ratat problema întineririi devine secundar atâta timp cât ați elucidat una din enigmele creierului uman. Uimitoarea dumneavoastră experiență a stabilit cu exactitate funcția hipofizei. Ea determină fizionomia umană. Aici mi se pare că este științei îi se deschide un nou câmp de acțiune, adică a fost creat un homuncul fără ajutorul niciunui Mephisto. Ce se mai... Adică scalpelul chirurgului a adus la viață o nouă entitate umană, profesore. Profesore, sunteți un demiurg? Stimate Ivan Arnoldovici, aș fi preferat fără atâtea laude și fără livota asta de băbuțe curioase și de gură cască ce mă întâmpine de cum ies din casă, știi? Și fără dezmințirile ziarelor. Zvonurile despre prezența unui marțian pe ulița Obuhov sunt absolut neîntemeiate. Ce păcă mie nu mi-a făcut-o, vai de... Păi dar și fotografia fiile apărisițe, de unde le vii luate? O vioară, un prunc și eu însă. Da, numai că de desubt scrie numele meu, profesorul Preobrajenski, cel care a executat operația de cezariană. În fine, mă rog, pe ziariști nimeni nu-i întrece. Au o imaginație. Zinoșca, dragă, dar ce se întâmplă, dragă? Ce se aude? Ce este? Ține altă adunare cinevală, Filip. Iar?
E, nu, că de data asta chiar s-a terminat cu casa ca la Buhov. E previzibil ce urmează. Cântece în fiecare seară, apoi apa care îngheață la toaletă, cazanul de la încălzirea centrală explodează, scurt circuitele devin tot atât de dese ca saluturile tovărășești. Nu faceți sânge rău, Filip Filipovici. Dar cum să nu-ți faci sânge rău? Cum? Înăuntru ființa asta, șaric, marțianul, pruncul cu vioară, academicianul înjurăturilor roșii, iar afară șleachta lui Schwonder, broșurile pentru copiii germani, cântece revoluționare. Eu sunt omul faptelor. Dacă afirm un lucru, înseamnă că are la bază un fapt precis din care trag o concluzie. Și iată acest fapt: mantalele și galoșii din casa Kalabuhov. Locuiesc în acest imobil din 1905 și în tot acest răstim, până în martie 1917, nu e niciun caz, subliniez, nici un singur caz, când să fi dispărut din holul de la intrare, chiar când ușa nu se încuia, fie și o singură pereche de galoși. Și ține cont că sunt 12 apartamente, iar eu primesc bolnavi. Într-o zi, în martie 1917, au dispărut toți galoșii, două perechi mi-aparțineau, trei bastoane, o haină, tabloul bătrânului general de pe palierul etajului 2, cinci clanțe de uși și samovarul portarului. De atunci nu mai există galoși la intrare. Cât despre încălzirea centrală, se înțelege de la sine. Din moment ce e revoluție, încălzirea e inutilă. Ea este o invenție nefastă a dușmanului de clasă. Dar pun întrebarea, de ce din clipa când a început această poveste, toată lumea a început să târie cizme și galoși plini de noroi pe scările de marmură? Cred că... De ce să ținem galoșii sub cheie? Ori, ca să nu-i fure, trebuie să-i punem de pază un soldat lângă ei. De ce au luat covorul de pe scară? A interzis cumva Marx covoarele de pe scară? A scris undeva Karl Marx că intrarea din stradă a casei Kalabuhov trebuie bătută în scânduri ca să fim obligați să o colim prin curticică? Cui îi folosește asta? De ce un proletar trebuie să murdărească marmora în loc să-și lase galoșii jos? La intrare! Dar el n-a scris asta ca să-și murdă. Adică eu cred că proletariatul... Adică el nu are galoși, Filip. Păi de unde e galoși? Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Proletarii au acum galoși! Îi iau pe ai mei! Cei care au dispărut în primăvara lui 1917! Păi da, pentru că totul se duce de râpă, Filip. Țara este în dezastru! Nu, te rog, eu foarte mult nu folosi această expresie, nu, ce înseamnă dezastru? Ce subînțelegi, dumneata, prin cuvântul dezastru? Vă spun eu ce este asta? Dacă în loc să operez, eu aș începe să cânt în cor, atunci ar fi un adevărat dezastru. Dacă eu, intrând în closet, m-aș urina, iartă-mă, te rog, nu acolo unde trebuie, și la fel va proceda și Zina și dumneavoastră, în closet va fi dezastru, sigur că da. Prin urmare, dezastrul e în capetele oamenilor și nu în closete. Când se strigă jos cu dezastru, asta înseamnă că fiecare trebuie să-și dea la scăfârlie. Deci, dacă acel care este obligat să facă ordine în grajduri nu va striga jos, ci își va îndeplini obligațiile profesionale, dezastru va dispare de la sine, dragul meu. Îmi spuneți mie, dezastru! Să știți, doctore, că nu se va schimba nimic în casa noastră atâta timp cât ăștia vor cânta în cor. Auzi, eu vreau un polițist, un politist care să modereze avântul vocal al cetățenilor noștri. Totul va reveni la normal doar atunci când vor fi potoliți cântăreții ăștia. Filip, țineți cuvântări contra-revoluționare? Oare e de domnul, ca nimeni să nu mă audă? Nu, dragul meu, niciun pericol, nicio contra-revoluție. Apropo, să este un cuvânt pe care eu nu-l mai suport. N-ai habar ce se ascunde dedesubtul lui. Cuvântul ăsta... contrarevoluție e ca și pramatia asta de șaric. Un câine căruia i-am grefat o hipofiză de proletar și care acum
pare a fi om dacă nu cumva ascunde altceva de care încă nu ne dăm seama. Ce se ascunde? Nu sunteți prea bănuitor, profesore. Ce se ascunde? S-ar putea să ascunde o contra... evoluție. Calamborul și nimic mai mult, Filip Filipovic, se poate. Dacă aș fi citit mai atent fișa celui de la care am extras hipofiza, acel crim, acel crim ciugunchin. Nu mai faceți griji, profesore, nimeni nu va putea umbri descoperirea dumneavoastră epocală. Nu, dar nimeni decât propria mea descoperire. Nu, parcă văd, parcă o văd cum luptă împotriva ei însă. Sunteți prea obosit, de asta revedeți pe toate, nu sunteți obosit, vă rog. Ascultă ce spun eu, o să avem multă bătaie de cap cu acest... om nou, cu șaric cel nou. Zina, dragă, poftește-ne aici pe șarică. Ți-am spus deja de două ori să nu mai dormi în bucătărie, mai ales în timpul zilei. În bucătărie e aer mai bun. Unde ai găsit oroarea asta de cravată? Despre ce oroare vorbești? E o cravată de lux. Daria Petrovna mi-a făcut o cadou. Daria Petrovna ți-a făcut cadou ceva îngrozitor, ca și ghetele astea, inepțiile astea, scripicioase. De unde l-ai luat? Ce ți-am spus eu? Să-ți cumperi încălțăminte decente. Privește, uite ce ai în picioare. Cine mai poartă acum așa ceva? Se vede că n-ai mai ieșit de mult în oraș. Toată lumea poartă ghete lăcuite. Uite, s-a terminat cu dormitul în bucătărie. Înțeles? Da? Ce tupeu! Deranjezi? Sunt doamne pe aici? Dame. Simple servitoare și nimic altceva. Ai vrea poate să le iau drept soții ale comisarilor poporului? Și zinca asta e tot timpul gata să te toarne. Uite, îți interzic să-i spui Zinei zinca. Ai înțeles? Ai înțeles, te întreb? Înțeles, măi. Scoate sporcăria aia de la gât! Privește-te un pic în oglindă! Mic, picioare scurte, barbă de hirsut, arăți ca un măscărici! Și nu mai arunca mucurile pe jos! Ți-o repet a mie oară! Să nu mai aud nicio înjurătură în acest apartament! Scuipatul pe jos e interzis! Pentru asta există scuipători! Învață să folosești corect pisoarul! Nu fă palături! Și încetează să o acostezi pe Zina. Încetează! Mereu se plânge că o pândești prin unghiere înturecate. Tu unde te crezi? Unde? Într-o speluncă? Mă descălești la tot pasul, tăicuțule. Tu vezi pe aici vreun tăicuț? Ce sunt familiarismele astea? Să nu mai aud niciodată astfel de cuvinte. A trebuit să-mi minte cu numele și cu patronim. Așa e mereu, scuipatul interzis, fumatul interzis, interzis să te duci la... Parcă ești în tramvai aici. Nu poți să mă mai lași să trăiesc o leacă. Cât despre tăicuțule, îți pierd timpul. Ți-am cerut eu să-mi faci operația asta? Faimoasa operație. E un animal, îi despici craniul cu cuțitul și apoi faci pe scârbitul. N-ai cerut acordul pentru această operație? Nici pe părinții mei nu ai consultat. Am dreptul să întreprind o acțiune în justiție. Legalitatea comunistă nu permite! Dumneavoastră vă plângeți deci de faptul că ați fost transformat în om, da? Ați preferat să reîncepeți a scurma prin gunoaie, a îngheța prin ganguri, a întreprinde acțiuni în cușca hingherilor? Da. Dacă aș fi murit pe masa de operație,
Ce ai să răspunzi la asta, tovarășe? Eu nu sunt tovarăș cu tine! Desigur, înțelegem. Nu suntem tovarăși cu tine. N-am studiat la universitate. Am locuit în apartament cu 15 camere plus camere de baie. Dar acum ar cam fi timpul să uităm de toate astea. Sunt alte probleme de discutat. Da, ce alte probleme ai vrea să mai discutăm, mă rog? Spune. Problema este foarte simplă, Filip Filipovici. Am nevoie de un act. Un act? Știi bine că e interzis să trăiești fără act de identitate. Mai întâi, comitetul de bloc. Da, și ce vrea comitetul? Păi de fiecare dată când mă întâlnesc, mă întreabă. Când ai de gând să te... Te înregistrezi? Te întâlnesc? Eu ți-am interzis să tot dai târcoale pe scară. Cum adică ce-i asta târcoale? Cuvintele tale sunt de-a dreptul jignitoare. Eu merg... Merg ca toată lumea. Nu trebuie să mă stăpânesc, Bine. Foarte bine, foarte bine. E vorba doar de cuvinte, nu le da celelalte atâta importanță, nu? Deci, ce ți-a spus adorabilul comitet de bloc? Ce vrea să-mi spună? Și să nu-l tratez de adorabil. El apără interese. Interesele cui, dacă nu te superi? Interesele... muncitorilor, o știe toată lumea. Așa, și tu deci te consideri muncitor, da? Sigur, dar noi fi un om al nepului. Bine. Deci, de ce are nevoie comitetul să-ți apere ție interesele de revoluționar? Ei spun că n-au mai văzut așa ceva, să treci la Moscova fără să fii înregistrat. Asta e una. Așa. Dar ce e mai important sunt actele militare. Nu vreau să fiu dezertor. Mai e și sindicatul. Forțele de muncă. Ai putea să-mi spui unde ar trebui să te înregistrezi? Pe ce? Pe fața asta de masă aici? Sau pe pașaportul meu, da? Trebuie să-ți dai totuși seama de situația ta. Nu uita, ești, ca să spunem așa, ești de o ființă nouă. Creată în laborator, tu nu ai nici nume, nici prenume. Poate ar fi mai bine să-mi aleg un nume. E suficient să-l anunț într-un ziar și gata. Dar cum ai vrea să te numești? Poligraf. Poligrafovici. Nu fă pe tâmpitul. Păi da, nu, e ceva ce nu înțeleg deloc. Nu trebuie să înjur, nu trebuie să scuip, dar tu nu mă scoți din tâmpit și idiot. Aș putea să știu și eu unde ai găsit numele ăsta, unde? Comitetul de bloc m-a sfătuit, am căutat în calendar și m-au întrebat pe care îl vreau. Și eu l-am ales. Nu poți găsi nume de astea în niciun fel de calendar. Ai unul atârnat în sala de tratament. Zina, ia adu-mi, te rog, calendarul din sala de tratament. Da. Așa, ia arată-mi, adu-ne cu ace. Unde e? Dacă nu mă găsesc. Îl sărbătoresc la 4 martie. Ia uite, ca să vezi. Zina, pune calendarul pe foc. Da. Pune-l numai decât pe foc. Da. Aș putea să aflu și numele de familie al lui. Sunt dispus să-mi păstrez numele ereditar. Ereditar? Adică? Adică Sharikov. Poligraf. Poligrafovici. Spuneți,
ce trebuie să scriu? Nimic complicat. Nimic. Compuneți un atestat, cetățene profesor. Cum că purtătorul prezent este într-adevăr Sharikov Poligraf Poligrafovici? Un conceput în apartamentul dumneavoastră? Da. Eu nu pot închipui ceva mai stupid. Nu, nici formă de conceput, ci pur și simplu. Eu nu știu dacă a fost conceput sau nu. Nu știu dacă, uite, vezi? La urma urmei, dumneavoastră, profesor, ați efectuat experiența, nu? Dumneavoastră l-ați creat pe cetățeanul Sharikov. E foarte simplu. Taci, nu! Eu ți-aș fi foarte recunoscător, Sharikov, dacă nu te-ai amesteca în discuție. Nu slujește la nimic să spui că e foarte simplu atunci când este... Cum? Permiteți-mi, profesore, cetățeanul Sharikov are perfectă dreptate. Este cazul să participe la o discuție care va decide soarta, nu? E vorba de actul lui de identitate, iar actele sunt cele mai importante lucruri de pe lume. Așa este. Certific prin prezenta că purtătorul prezentei rezultă dintr-o experiență de laborator în care s-a făcut o intervenție asupra creierului său și că are nevoie de acte. Nu, oricum mai dau. Eu sunt împotriva acestor tâmpenii de acte. Nu pot admite în această casă prezența unui locatar lipsit de acte. Da, și care pe deasupra nu e înscris nici pe listele de recrutare. E destul de ciudat, profesore, să tratați aceste acte de tâmpeni. Da, dacă îi zbucnește războiul împotriva hrăpăreților, tâmpenii aici. Eu merg la război. Cuvintele dumitale denotă multă inconștiență, cetățene Sharikov. Da? E absolut necesar. Este absolut necesar să figurez pe listele de recrutare. Sigur. Nu, bă, eu vreau să figurez pe liste, dar în ce mă privește să lup mai la coada. Cetățene! Nu, stați. Am fost grav rănit în timpul operației. Uite cum au aranjat. Uite aici. Uite. Asta îmi dă dreptul la scutire. Sunt o persoană privilegiată. Deocamdată vom trimite atestatul la poliție ca să-ți facă actele. Vom trimite atestatul la poliție. Domnul Schwander, vă rog, dacă sunteți buni, nu cumva aveți o cameră liberă în casa asta. Eu sunt dispus să o cumpăr. Nu, profesore. Nicio speranță în acest sens. Am suferit în 2 săptămâni mai mult decât în ultimii 14 ani. Da, ce da. Creat? Nu, liniștiți-vă, profesor, vă rog, liniștiți-vă, profesor, dacă vă spun... Nu, doamne, ce mai fi și astăzi? Ce s-a numai? Cred că urlă o pisică. O pisică? O pisică? Ce s-a întâmplat? De câte ori am repetat Zina? De câte ori Zina ți-a spus să nu lăsa să intre pisici aici? Doctore, pentru numele lui Dumnezeu, du-ne să liniștești pacienții din sala de așteptare. Cât sunt? 12. Doamne, trimiteți-i pe toți acasă. Da. Unde este individul? Da, deschis un robinet! Și acum curge
Filipovici. Dă-o încolo de apă, o șterge noi. Feodor, te rog, ajută-mă. Da, da, da. Hai. Numai decât. Hai, fă-l. Una, două, trei! Dar unde? Unde? Unde s-a dus? E frică să iasă. Tu să mă bați. Oh, oh, oh. Idiotule, idiot. Îmi vine să... Stați pacient! Astăzi nu se acordă consultații, profesorul! Da, da, profesorul, da, 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 profesor, nu se simte bine, profesor! Dar când se acordă? Că eu n-aș vrea de câteva minute! E imposibil acum, profesorul, e la pat, gata! S-a spart ciocanul, nu se capă, mâine, mâine, mâine! Ce-a făcut? Zina, vine, Zina, vină, vină să știți pe ciocanul! Uite ce-a făcut! Trebuie găles, lichene, pahare, numai decât vii mă de acum, la mâine, mâine, azi operăm conducta. Ivan Arnordovici. Ivan, te rog. Nu, Ivan Arnordovici, nu mai răspunde. Și du-te în cameră să te odihnești. O să-ți dau niște papuci. Dar nu-i nimic, e un fleac. Da, pune și cel puțin niște galoși. Ei, n-are importanță, nu. Picioarele mi-s deja. O, Dumnezeule, Doamne. Tăicuțule, ați văzut? E sprava bestiei ălea. Mă rog frumos. Despre cine vorbești tu? Despre, despre ce pisică, bestie? Canalia aia care... Uite, eu vreau să spun ceva, Șaric. Da. În viața mea n-am întâlnit o ființă atât de nerușinată ca tine. Nu ești altceva decât un bădăran. Nu ți ajunge că ai făcut toate astea. Îți mai permiți și să... Și am greșit. E de necrezut. Profesor, nu vreau să mă înnerv. Spune-mi așa și mie, cât timp poți să mai alegi tu după pisici? Cam așa, cam cât. Nu ți-e rușine, așa? E monstru, nu vezi că ești un sălbat. Mă, ești sălbat. Eu înțeleg acum, dar nu știu, nu suport pisicile de apartament. Tu vezi că ești sălbat? Sunt, dar sunt furăcioase și ele. Am vrut să dau o lecție. Tu ai nevoie de o lecție. Privește-te în oglindă. Da, uite, privește-te. Dar ce stai? Ce am? Era cât pe ce să mă chiorască. Uite, dacă ai zvântat parchetul, uite, ține pentru dumneata. Mulțumesc. Așa și du-te, dragă, să te schimb fără întârziere. Stai, nu, așteaptă puțin. Spune-i Darii Petrovna să servească un pic de vodcă. Mulțumesc. Mai e ceva, Filip Filipovici. În legătură cu geamul de la etajul 7. Cetățeanul Șaricov a dat cu pietre. Ce, după o pisică? Nu, după stăpânul apartamentului, care voia să-l urmărească în justiție. Oh, dragi. A sărutat-o pe bucătăreasă și stăpânul apartamentului l-a alungat. Apoi s-au certat. Domnul, pentru numele, eu te rog foarte mult să mă previi de îndată ce mai auzi de astfel de lucruri. Așa, cât îți datorez pentru geam? O rublă și jumătate. Să dai o rublă și jumătate unui ticălos ca ăsta sau când... Dacă gata, gata, trece strada de așteptare. Am să te îngui acolo. Trece acolo. N-am mai văzut un tip atât de obraznic, Filip. Filipovici, vă rog, nu mă faceți griji, pentru că mă ocup eu de eliminat. Bine, te rog, foarte mult. Ce te crezi, într-o tavernă? Ia, așa. Așa-i trebuie. Hai, Feodor, du-te și tu nu începe. Hai, da, scuzați-mă, Filip Filipovici, dar îmi pare rău pentru dumneavoastră. Lăsați-mă în pace, toată ziua pune servetul. Doctor, eu renunț și ne-a făcut observa. Ascultă, Șaric, nu-ți permiți să mănânci până când nu-mi pui. Zila, iei maioneza. Nu, cum adică tu aia? Stai. Hai că-l pun, păi, na, ne-am pus servetul. Dă-i maioneza, rog, și acum folosește, dar nu la bambă, curculița. Da, bine. Dar îmi dați un pic de vodcă. Vodcă? N-ai băut destul? Ia apropiți-te puțin, ia. Nasul tău spune că ai cam abuzat în ultimul timp. Nas vă știu. Vreți să faceți economie. Nu, vorbești în penie aici. Zinoșca, mai dăm, te rog, puțin pește. Dacă tot te ocupi de vodcă, servește și pe ceilalți. Da. Și în această ordine. Da. Mai întâi, Filip Filipovici. Da, el. Apoi eu. Așa. Ia mâna.
Abia la urmă tu. Așa. Aoleu, nu pe masă. Păi dacă la voi totul e reglementat ca pe un portativ, ca la paradă. Șervețelul aici, cravata acolo, scuzați-mă, vă rog, mulțumesc. Dar viața adevărată e altfel. Ce vorbe? Vă chinuiți cu toate astea de parcă ați mai fi pe vremea țară. Eu te-aș întreba, ce faceți voi în viața adevărată? Noi, ei bine, noi trăim. Vă doresc tuturor pace și sănătate. Da, și ție la fel. Hai, gata. Trecutul este trecutul. Acest crim ciugunchi și obiceiurile sale, uite la el, nu e nimic de. Credeți, Filipovici, că sunt sigur că nu e nimic de. Astă seară. Ce facem? Ce? Hai mergem la circ? Toată ziua la circ mie mi se pare plictisitor. În locul tău aș încerca măcar o dată să merg la teatru. Nu merg eu la teatru. De ce să nu merg la teatru? Oleu, râgâitul ăsta taie pofta de mâncare celorlalți. Spune de fapt, ce ai împotriva teatrului? Teatru? Teatru e pentru imbecili. Vorbărie goală. Curată contra revoluție. Auzi, trebuie să mai citești și tu de ceva, că tu știi. Da, citesc, citesc. Zina, ia vodka. Ia vodka, nu mai avem nevoie. Gata. Și ce citești? Ia să vedem. Ce citești? Am citit, cum îi spune, corespondența lui Engels cu Gukowski. Ia uite, da. Îmi dai voie să te întreb ce ai reținut din această lectură? Nu sunt de acord. A, da? Cu cine? Cu cine? Cu Engels sau cu... Cu niciunul. Foarte interesant, foarte interesant. Dar tu personal ce propui? Păi ce? Eu ce să... Ceva foarte simplu. Nu trebuie altceva decât să iei totul și apoi să împart. Eram sigur. Era și el la mine. Eram sigur. Ia să vă zic, dar cum ar trebui făcută împărțirea asta după capul tău? Dar nu-i complicat. Sunt unii care au apartamente de 7 camere, 40 de perechi de pantaloni și alții care bat străzile și caută ceva de halit prin lezile de gunoi. Apartamente de 7 camere. Vezi, bineînțeles că face aluzie la noi, sigur că noi, foarte bine, foarte bine. Nu. N-am nimic împotriva împărțirii. Doctore, câți pacienți ai amânat ieri? Păi era vreo 39. 39, deci asta înseamnă 390 de ruble. Luând în considerare 3 persoane, asta face pentru tine. Și Aric face 130 de ruble. Fii amabil și plătește bine. Asta, pentru ce mă? Și pentru robinet și pentru pisică, sigur. Pentru pisică. Așteaptă. Pentru scandalul pe care l-ai provocat și care ne-a obligat să oprim consultațiile. Este intolerabil un om care începe să sară ca un sălbatic prin tot apartamentul, care smulge robinetele și care a omorât pisica doamnei Polasuar. Alatele, ai mușcat-o pe mine, pe scară. Da, pentru că mi-a dat o labă peste bot. Păi, bine, dar botul meu nu e bot public. Ai ciupit-o de sânge. Ești pe treapta cea mai de jos a evoluției. O ființă mediocră din punct de vedere intelectual. Toate actele tale sunt animalice. În prezența a două persoane de formație superioară îți permiți cu o dezinvoltură intolerabilă să dai sfaturi de ordin cosmic și de o stupizenie tot atât de cosmică asupra împărțirii bunurilor. Și pe lângă toate astea, te-ai îmbuibat cu pasta de dinți. Toată l-altă ești. Toată pasta mâncată. Toată mâncată. Cine e secătura care ți-a dat cartea asta cu Engels? Pentru dumneavoastră tot sunt secături. Da, cred că știu cine e. Da. Jvonderman. Nu e o secătură. A făcut-o ca să mă formeze! Păi da, văd exemplu de azi, o dovedește de minune! Zina! Zina! Zina, dragă! Zina! Acolo, în sala de așteptare, e o carte. Da. Șarichia spune, în sala de așteptare, nu-i așa? Da, acolo, e verde. E verde gri. O carte verde gri. Nu! Verde gri. Nu! Să nu aveți! Nu! Aparține statului! E de la bibliotecă. Pe foc, imediat pe foc. Așa.
Iar acest șvonder, o să-l spânzuri de primul copac ce-mi va ieși în cale. Porcul ăsta s-a fixat în casa asta ca un absces. Nu-i ajunge că scrie tâmpenii de făimătoare pe la ziare. Fila! Adu prăjiturile. Să știți că nu o să mănânc. Nu te invita nimeni. Doctore, te rog frumos, la circ studiați programul, să nu fie pisici. Canalile astea de pisici au voie să intre la circ? Da, la circ are voie să intre oricine. Ce program este la Nichitina? Da, elefanți. Regele acrobației. Ah, foarte bine, foarte bine. Ce zici de elefanți, dragul meu? Da, da, așa mai merge, elefanți. Da. Elefanții sunt animale folositoare societății. Bine, perfect, du-te să-i vezi. Da. Încearcă să-l asculți pe Ivan Arnoldovici și nu zăbovi pe la bufet. Doctor, fără bine. Da? Așa, da, da. Haide, așa, haide, da, haide. Trebuie să-mi repar propria greșeală. Trebuie. Atunci spunem și tu pe nume și prenume. A, nu, nu, să știi că eu nu-ți voi permite să folosești acel nume și acel patronim în casa mea. Dacă nu vrei să-ți mai spunem familiar Șaric, atunci eu și cu doctorul Bormental îți vom spune domnule Șaric. Nu sunt domn. Domnii sunt cu toții la Paris. Asta este tot isprava lui Șvonder ăsta. O să mă ocup eu de el mai târziu, de secătura asta. Deocamdată o să dau un anunț la ziar, o să-ți găsesc o cameră în oraș și o să te expediez frumușel acolo, domnule Șaric. Noi fii atât de idiot să plec de aici. Cum, adică cum să nu plec? Nu fii obraznic, domnule Șaric. Ia priviți puțin aici. Ia priviți. Sunt membru al asociației de locatari și am dreptul să ocup o suprafață de 5 metri pătrați. Un apartamentul numărul 5 la locatarul principal Preobrajenski. Așa că adia și n-am cuvinte. Eu până la urmă îl omor pe acest jvon, dar eu cât se poate de josnic. Iar ție să-ți intre în cap, dacă-ți mai permiți o astfel de ieșire, îți voi suprima hrana. 5 metri pătrați, perfect, 5 metri pătrați, dar pete cu ăsta de hârtie nu mă obligă să-ți dau de mâncare. Dar eu totuși nu pot să stau fără să mănânc. Dar atunci poartă-te cum se cuvine! Azi dimineață am pus banii aici, sub pres papieta. Și acum, vă rog, menajați, m-ați enervat că nu merită, vă rog foarte mult. Dar nu, că mi-e vorba de 20 de rume, de ale dracului de rume, ci de sfidarea pe care jigodia asta mi-o aruncă. Ce timpul lor, profesore, lasă-mi găsim în altă cameră. Ce-i aici? Ce-i aici? Eu sunt locatar, sunt membru, asociat. Mă, actea, știi să chem miliția, stați-o leacă, că nu mi-e teamă de nimeni. Sunt trecut și pe listele de recrutare. Ce se întâmplă? Scuze,
iertați-mă, Filip Filipovici, că vă deranjez la ora asta, dar ăsta așa a venit cu doi golani pe care voia să-i urce sus. Cine sunt indivizii? Nu-i cunosc. Nu-i cunosc? Niște pui de căzea, Filip Filipovici. Ba, nu, sunt niște tip grozavi. Așa e, a operat grozav. A operat, ce vrei să spui? Că, de ce sunt medici? Am pus mâna pe receptor să dau telefon la miliție, au și șters-o, iar în urma lor a dispărut scrumiera de malachit de pe consolă. Nu, asta nu se poate. Da, nu, da, da, aveți și alte scrumiere tot atât de frumoase. Dar nu vă iată malachit. Da, iertați-mă, profesore. O am amintire. Ascultați și căciula dumneavoastră de castor. Lasă căciula când începe. Lasă castorul. Îi cădea părul, Filip. Da, îi cădea părul. Îi cădea, da. Era cam... Nu vă supărați, îmi pare rău. Dar nu asta contează că îi cădea. Dar și bastonul cu litere de aur. Nu ia, lasă că nu erau, erau doar aurite, așa un strat foarte subțire, Filip. Lasă, vedem noi, vedem noi. Nu, nu. Sunt a depășit orice măsură. Specialiști, Filip Filipovici, cum trebuie să vă necăjiți, Filip Filipovici? Să vă dea Dumnezeu sănătate! Ia, scuze, domnule Șaric, spune căzătură! De ce ai luat banii de pe birou? Nu am luat nimic. A, da? Atunci poate că i-a luat doctorul Bormental. Eu? Cum adică? Nu, așa zic. Zinocica, poate că Zina... Zinocica? Zina? Da, ce s-a mai întâmplat? Da, stați așa. Uite... Da. Uite, tu ai ascuns banii aici. Nu stai, liniștește-te, Zinocica, calde, nu te... Lasă, o să rămânim. Zina, gata, nu mai plânge, nu mai urla, așa că cine știe, te aude ceva, crede... Hai, lasă-te, nu am voie să spun că ești o proastă. Ei, ce tot plânge-te, de calde! Stai-mi, trebuie să căutăm o galea. Dar ce, îi vine să... Să nu murdărați, că prejeți, uite ce e aici. Stai să-l ducem în sală de tratament. Ce animal, ce căzătură! Eu nu voi uita niciodată ziua când, fiind un biet student, plământ, m-ați primit la catedra dumneavoastră. Desigur, desigur, domnule. Filipovici, dumneavoastră sunteți așa pentru mine, mai mult decât un profesor, mai mult decât un maestru. Sunt foarte mișcat, îți mulțumesc, dar și dacă mi se întâmplă să-mi ies din fire, să urlu înainte de câte o operație, te rog, iartă toatele unui bătrân. Și eu m-am atașat de dumneata, pentru că ești un medic de valoare. Mulțumesc, Filipovici, n-aș îndrăzni să vă dau sfaturi, dar uitați-vă așa la dumneavoastră. Uite așa, sunteți complet fibuizat. Nu mai puteți să mai lucrați așa în aceste condiții, nu? Da, nu da, este absolut uiți, imposibil, nu? Asta este adevărat, da. Adică singura soluție ar fi distrugerea lui Șaric. Da. Încerc numai să-ți imaginezi ce s-ar întâmpla dacă am fi descoperiți. Fie, Filipovici, dar sunteți o somitate mondială și din cauza unui... scuzați-mi expresia, unui... pui de cățea, nu ar îndrăzni nimeni să se atingă de dumneavoastră, dar să păi, dar nu asta este un motiv în plus ca să n-o fac. Dar de ce nu? Pentru că dumneata nu ești o somitate mondială. Eu, da, vezi, înțeleg, așa este. Vezi, nu știu, nu să abandonez un coleg în mijlocul catastrofei și să mă pun la adăposturi numelui meu, Nu, vreau să vă... Sunt universitar moscovit, nu un Șaricov. Am petrecut 5 ani tot scoțând la hipofize. O muncă inimaginabilă. Pentru ce? Pentru ce? Pentru că într-o zi să transform un câine adorabil într-un monstru care face să ți se ridice părul măciugat. A fost adevărat o muncă de excepție. Da, de acord, însă degeaba. Degeaba, el nu este acum decât acel Klim Ciugunchin. 2 condamnări, alcoolism, o căciulă și 20 de ruble dispărute. Nu, de ce să fabrici din câini toți acești Spinoza, nu? Când orice femeie poate să-i zămislească, nu? Nu, doctore, umanitatea însăși are zilnic grijă ca în procesul de evoluție, printre rebuturi de tot felul, să scoată la iveară și câteva duzini de genii eminente, onoarea globului terestru. Descoperirea mea, de care facem atât acas, nu valorează nici cu tot ceapă de gerată. Interes teoretic fie, da, dar fiziologii sigur vor fi entuziasmați. Dar practic, ce am obținut? Ce?
o pușlama înveterată, un porc și un bădăran. Ei bine, dragă profesoare, cu permisiunea dumneavoastră voi asuma eu riscul de a otrăvi pe această creatură. E mare, e, să știți că e singura ieșire. În fond, opera asta dumneavoastră nu e decât o creatură experimentală, nu? Nu voi permite să faci asta. Nu. Am 60 de ani, mai pot da încă sfaturi. Nu te lăsa niciodată să ajungi la crimă, indiferent care ar fi motivele. Nu, păstrează-ți mâinile curate. Iertați-mă, Filip Filipovici, dar ce se va întâmpla dacă Schwander va continua să se ocupe de educația lui? Amen, Schwander, e un prost. Un prost, nu, încearcă să-l dreseze împotriva mea, fără să priceapă că dacă cineva îl va stârni pe șaric la rândul lui împotriva dresorului, acesta va fi complet distrus. Este, iar pe el nu-l interesează decât pisicile astea. E un om cu inimă de câine, vă spun. Nu, faci o imensă greșeală, doctore. Nu calomnia câinele, nu. Trebuie să înțelegi, pisicile reprezintă lucrul cel mai bun din câte face. Drama este că nu mai are inimă de câine, ci una de om. Asta este drama. Și încă cea mai ticăloasă inimă de om din câte există. Destul! O să-l omor. Nu îți interzic categoric. Ce? Și acolo, Daria! Ce-a mai făcut Ce-a mai făcut? Iertați-mă, dar priviți numai! Ce? Iată starea oaspetului nostru, telegrafovi, sau cum îi mai zice. E pe criză și a pus în minte să... Cum ce? Daria Petrovici, a îndrăznit să... Eu am fost măritată, domnule profesor, dar Zina este încă tutărăși neștiutoare. Nu se poate așa ceva, având noroc că m-am trezit. Pentru Dumnezeu, dar e teribil! Iartă-ne, Daria Petrovici, te rog, iartă-ne, te rog, în cer, iertare. Iertați-mă pe mine, domnule profesor, dar nu se mai poate. Te rog, iartă-ne. Azi că te prinde! Așa, pramat, stai în vina aici! Doctore, ce ai de gând? Ți-am interzis orice violență! Nu. Ce n-aveți dreptul să mă bate? Nu, doctore, te rog. Bine, mă rog, aștept, dar să știți că nu mai pune mâine dimineață. Atunci o să bate el ce s-o pregătesc. Las că-ți pregătesc eu. La mele să mă bate! Unde e? Cum a dispărut? Nu știu, eu sunt de vină. Pentru că n-am învățat la vârsta asta cheie. Că am pacat și avea aici că în cazul extreme cheia trebuie ascunsă. Ne-ai sprăvitul călcarea la autobusul de Kremlin. Dar eu mi-e închipui ce va face afară în lume dacă aici. Îmi închipui ce prăpăd. Este, sunt convins că e încârtășie cu cei din comitetul de bloc. Să fii sigur. Dacă nu lăsați în pace pe șaric, o să vedeți mai pe dracu. I-ați băgat în cap că e independent. Domnul, are șefizate, ce mă viți? Voi l-ați adus să-și șteargă pramatilor. Aduceți acuze comitetului. Ne vom adresa tribunalului popular de cartier. Nu, ai grijă, Ivan Arnoldovici, ai grijă, nu subestima mânia bolșevică. O să ne sucesc gâtul și ca și lui Șaric, uite așa. Da, intră! Bună ziua, Filip Filipovici. Ce vrei să mâncați la prânz? Bună ziua, Daria. Auzi, Daria Petrovna. Vino mai aproape, te vino aici, să ne spui ce știi de bruta aia. Unde a dispărut? Păi, uite, eu i-am spus de o mie de ori lui Ivan Arnoldovici că nimic nu trece înaintea stomacului. Însă, de data asta fie, ne vom ocupa întâi de proletariat. Spune-ne, Daria, spune tot ce știi de câinele ăsta. A părăsit casa în zori.
Și-a luat cu el șapca, așa, fularul, pantonul și toate actele. Rachiu ceva? Plus o sticlă de rachiu de scorușe din bufet. Și mânușile domnului Bormet. Mânușile mele, mâna, mâna, lapele unui câine, lovilor, lovilor. Și de la mine, de la mine am împrumutat 3 ruble și 50 de copii, dar nu-mi pare rău. Da, de ce te bucuri așa? Ce te bucuri? Pentru că cine fură atâtea nu se mai întoarce. Da, bine, bine, bun, bun. Bine, acum du-te, Daria. Vom vorbi despre meniu pentru principiul mai încolo. Oh, doctore, doctore, ce zici de această veste? Este? Experimentul meu necugetat riscă să șantajeze toată Moscova. Și cine, cine, cine o să plătească oalele spart? Afacerea a luat un curs tare neplăcut. Trebuie să punem neapărat mâna pe ea. Dacă nu te-ai fi certat adineauri, chiar adineauri cu comitetul de bloc, am fi putut anunța poliția. Dar așa, așa uite, nu, nu, nu prea mai de mână. Nu, stai, nu uita, nu uita, Ivan Arnoldovici, că te-au amenințat cu Tribunalul Popular. Și ăștia redactează plângerea așa cum extrag eu hipofize. Dar de ce? Noi suntem cetățeni onorabili. De ce să ne fie teamă de poliție? Un motor, un camion. Ce? Filip Filipovici, mi-am găsit o slujbă. Poftim, hârtia. Ia dă-o aici, dă-o aici, dă-o aici și stai mai departe. Poftim, hârtia. Purtătorul prezentei, poligraf, poligraf, vișare, își asumă direcția efectivă a subsecției de purare animalelor vagabonde, paranteză pisici, a orașului Moscova. Da, înțeleg. Nu e greu de bănuit cine te-a îndrumat acolo. Da. Da, bă, aș putea să te întreb de unde vine mirosul ăsta respingător pe care îl răspândești de unde? Da. Cum? Ce miroase? Miroase a muncă, Filip Filipovici. Ieri am răsucit gâtul la o droaie de pitiți. Nu, doctore, te rog, nu mă dau, nu voi comuna. Zina! Da, Zina! Acum repetă în fața lor. Repetă! Vă rog umil. Vă cer umil iertare. Cui lui Daria? Daria Petrovna. Și lui dumitale Zinaida. Prokofievna, că mi-am permis. Rușinoasă ofensă din acea noapte, pe când eram în stare de ebrietate. De ebrietate? Niciodată, dă-te mai departe cu una, niciodată nu voi mai? Nu, voi mai? Ivan, nu, Dovici, o să-ți zucrumați. Voi n-am, lăsă! Zina, spune șoferului de la camion că poate pleca. Da, e, da, da. Te-ai întors în apartamentul lui Filip Filipovici. Unde ați vrea să mă duc? Foarte bine, în acest caz să faci în așa fel încât să nu te mai văd, nu, să nu te mai aud. Albele mai de pace cu mine. Pe limpede. De 3 zile nici nu se aude. Pleacă de dimineață cu camionul, iar seara când se întoarce, mănâncă fără să scoată o vorbă. Bă, l-ai văzut? Se străduia să folosească furculița. Da, 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 nu, nu, asta nu e simbol. Nu vrea să ne intre sub piele și... Bună ziua! Aș putea să știu... Mă duc la starea civilă.
E dactilografa noastră care va locui la mine. Privește, doctore, privește. Trebuie să-l scoatem pe bon mental din sala de tratament. Are propriul lui apartament în Moscova. Doamnă, iertați-mă, aveți amabilitatea să mă urmați în biroul meu? Avem de discutat anumite lucruri. Nu, stai acolo. Profesorul de vorbi cu doamna. Noi rămânem aici. Dar nu vreau. Nu, pe aici, pe aici, te rog. Mi-ați spus, mizerabilul, că a fost rănit în luptă. Minte, eu vă deplâng sincer. Dar să trăiești cu primul venit numai pentru poziția lui. Nu, copila mea, iartă-mă, dar este o rușine asta. M-a amenințat, mi-a spus Cristel, că a fost comandant în Armata Roșie. Cu mine mi-a spus, vei locui într-un apartament luxos. Avansul în fiecare zi. Fondul e bun, spunea, dar am oroare de pisici. Mi-a luat inelul ca amintire. Fondul e bun, da? Da. Bine, domnișoare, vă rog, luați-o de la capăt, sunteți încă tinere, dumneavoastră. Începeți viața este de la... Este adevărat că l-ați găsit în stradă, că era un câine? Uite, vă rog, luați bani de aici, așa, când vi se oferă. Da. Luați... Mizerabile! De unde vin o face? De unde? Uite, te rog, explică-i acestui doamne. De unde ai cicatricea asta de pe frunte? Spune, de unde ai? Din ce lupte? Am fost rănit în lupta împotriva lui Colceanu. Stați! Vă rog, așteptați o clipă. Inelu, te rog, Șarii. Inelu! Da, Inelu. Inelu. Da. Lasă când ți-o plătesc eu. Da. Mâine voi proceda la o reducere de personal. Da. Nu-și fie teamă, nu-i voi permite să o fac. Da. Cum o cheamă? Stai. Auzi, eu te întreb numele ei, cum o cheamă? Vasnețova. Cum? Vasnețova. Fiecare zi vă spune personal. Să vă asigur că cetățeana Vasnețova... Stai liniștit. Cetățeana Vasnețova nu a fost dat afară. Dacă acum a fost dat, uite-te în ochii mei. Te voi urmări de chiar aici cu mâinile mele. Ia aminte, Șarii, că eu nu primesc, auzi? Și eu pot găsi un revolver? Ia ascultă, experiența ta de om ți-a fost de sfârșit, auzi, ți-a sfârșit? Scuzați, vă caută un domn. Zice că e un vechi pacient. Curios, astăzi ne aveam programate decât doamne. De unde e Ivanir Arnold Abishevici? Doctorul a plecat la serviciu la Șarec. Spunea ceva despre o dactilografă. Îl urmărește ca un copoi. Mă rog, ce o să mai iasă și din asta. Bine, spune pacientul da, să intre. Da, domn profesor. Poftiți, vă rog. Da. Dumneata ești imabilă, da, ia loc, ce este, au revenit durerile, spune-mi. Mersi, nu, profesore, vă sunt foarte recunoscător. Cu totul altceva m-a adus stima pe care vă port. M-a făcut să găsesc mijlocul de a vă avertiza. Baliverne, evident, dar e un ticălos. Din fericire am fost informat imediat. Ce? Uitați. Ce? Uitați. Așa, vedeți? Ia uite ce scrie. Și de asemenea, amenințând că-l omoară pe președintele comitetului de bloc, tovarășul Schwonder, ceea ce dovedește că deține arme de foc. Ține de asemenea discursuri contrarevoluționare și chiar a ordonat servitoarei Zinaida Prokofievna Bunina să-l arunce pe Engels la privată, comportându-se astfel ca un menșevic notoriu împreună cu asistentul lui Bormentar Ivan Arnoldovici, care locuiește clandestin în apartament fără a fi înregistrat. Semnat directorul subsecției de eprare Șarikov, atestat de președintele comitetului de bloc Schwonder, secretar Petruchin. Îmi permiteți, vă rog, să o păstrez.
Dacă nu cumva, scuzați-mă, aveți nevoie de ea pentru a lăsa afacerea să-și urmeze cursul legal. Iertați-mă, profesore, da. Aveți într-adevăr o părere proastă despre noi. Nu, scuze-mă, dragă prietene, scuze-mă. Nu am avut intenția să vă jignesc. Nu vă supărați. Nu. Da. Sunt atât de obosit. Da, vă cred. Totuși, ce ticălos. Mamă. Aș fi curios să-l văd. Prin Moscova circulă adevărate legende pe seama dumneavoastră. E bine, dacă e vorba de legende, domnul meu, cred că cea mai nimerită în cazul de față este o legendă chineză. După ea, fiecare om se trage dintr-un anumit animal potrivit zodiei în care s-a născut. Această legendă contestă, de fapt, actul morții. Ceea ce numim noi moarte n-ar fi altceva decât reîntoarcerea în pielea animalului care ne-a adus pe lume. Se îngroașă gluma. Este. Și eu zic la fel. Trebuie să o facem, să știi. Altfel, cine știe unde să ajungă? Ce să știu ce să... Da, bine. Bine. Șaric, dragă. Ia-ți imediat toate lucrurile. Pantalonii, paltonul și tot ce ai nevoie. Și șterge de aici. Cum? Adică să o șterg? Șterge de aici. Chiar azi. Dar ce înseamnă toate astea? Credeți că mă voi lăsa așa ușor? Am dreptul aici la 5 metri pătrați ai mei și intenționez să-i păstrez. Care-te din acest apartament? Am pistol! Uite, mâine la sus! Nu! Siringa. Da, nu, ai grijă, te rog. Doze medie, să nu... Așa. Zina! Zina! Agață pe ușa de la intrare, plăcuța, cu astăzi nu se dau consultații, profesorul bolnav, vă rugăm, nu sunați. Ziroșca, spune de rog și Dani Petrovna că profesorul vă cere să nu părăsiți apartamentul. Așa, Ziroșca, fugea. Asta nu mai temporar. Dacă îmi permiteți, voi încuia ușa de la intrare a serviciu, știți, și voi păstra cheia. Știți, nu pentru că nu am încredere în tine, vai de mine, dar ar putea veni vreunul din cunoștii aia care tot au tercut. Așa, când introduce piciorul în deschizătura ușii, ce te faci? Ai dreptate. Așa că închid de acolo. Așa. Am tăiat și pinul salerii. Acum pot să sune cât poftesc. Ia să auzim, ia să vedem, sfore, ia. Da. Ia auzim, e ultimul lui sfărăit de ori. Eu știu. Ce vreți să spuneți, profesorii? Să nu fie cumva și ultimul sfărăit de câine. Da, mă rog. Doamne ajută. Misterio. Doarme? Da. Injecție doză de medie. Ana, bine. Foarte bine. Da. Bisturiu? Tampon. Acum. Bisturiu? Da. Trepanați. Fierăstrul ăsta, uite. Îl bag în priză? Da. Au trecut 14 minute. Da. Pulsul încetinește rapid. Injecție. Da, în inimă. Dar ce întrebare, mai repede, acum, da. Așa. Nu mai, gata, acum poți să coști. Da, Zina, aprinde-mi, te rog, o țigară. Și prepară-mi baia și... Lenjerie curată. Da. Drace, încă n-a crepat. Dar oricum ar fi, nu mai are mult. Da.
Ați avut dreptate, profesore, ereditatea se răzbună. Uite, eu nu sunt demn să vă stau alături. Ce tot spui, da, Ivan Arnoldovici, ce tot spui? Deci pot sta liniștit alături de ratatul întineririi. A, Filip, Filip, dă-mi voie, dă-mi voie, dă-mi voie. Intrați, intrați cu toții, da. Chiar dacă e miezul nopții, mă rog, intrați, dar importanță. Poate, poate e cineva dintre noastre bolnav și trebuie rapid operat. Haideți că toți suntem aici acum. Vă rog, vă rog, vă rog, profesor. Nu călca pe tubă. Ce, iar dumneata ești bolnav? Pentru Dumnezeu, profesor, e o situație tare dezagreabilă. Ce s-a întâmplat? Avem un mandat de percheziții și un mandat de arestare. Funcție de rezultatul percheziției. Dar mă rog, sub ce învinuire, dacă îmi permiteți să vă întreb? Și cine e acuzat? Preobrajenski? Bormental, Zinaida Bunina și Daria Ivanovna sunt acuzați de asasinat asupra persoanei directorului subsecției de depurare a secției municipal a orașului Moscova. Poligraf, Poligrafovici, Șarikov! Mă rog, să ne păstrăm calmă, mă rog. Dacă îmi dați, eu nu înțeleg cine este acest Șarikov. Cine este? Scuzați-mă, vorbiți probabil de câinele meu, cel pe care l-am operat? Permiteți-mi, profesore, nu mai era câine, ci om. În asta constă toată problema. Dumneavoastră vă referiți probabil la faptul că vorbea. Asta nu înseamnă, nu înseamnă că era om. De altfel, bine, n-are nicio importanță. Câinele Șarec trăiește și nimeni n-a încercat vreodată să-l ucidă. În acest caz, va trebui să ne-l prezentați. A dispărut de 10 zile în circumstanțe, iertați-mă, cel puțin suspecte. Dacă, doctore Bormental, vreți să-i arătați pe Șarec, domnule judecător? Vă rog, un moment, vă rog. Sigur. Hai, Șarică, la plimbare, hai. Permiteți, aici scrie că lucra la epurare. Îmi pare foarte rău, dar nu eu l-am îndrumat acolo. Dacă nu mă înșel, domnul Schwonder l-a recomandat. Nu mai înțeleg. Dar parcă vorbea. Vorbește și acum, să știți, dar din ce în ce mai puțin. Profitați de ocazie înainte să amuțească de tot. Știința nu cunoaște încă mijlocul de a transforma animalele în oameni. Am încercat, dar fără succes, după cum vedeți. A vorbit un timp, apoi a început să se întoarcă la starea primitivă. Atavismul. Mă uite cu Felix de recrutare, dar la război se duce Giuliu! Vreau să nu mă mai deranjeze nimeni. Ați ascultat Inimă de câine de Mihail Bulgakov.
Traducere de Gabriela Abăluță. Dramatizare radiofonică de Constantin Abăluță. Distribuția a fost următoarea: profesorul Preobrajenski, Victor Rebenciuc; doctorul Bormental, Virgil Ogășanu; câinele Șaric, Dan Condurache; Zina, Tatiana Constantin; Daria, Ica Matache; Feodor, Candid Stoica; Schwonder, Eugen Motriuc; Pestruhin, Mircea Constantinescu; Viaziemskaya, Cerasela Stan; Sarovchian, Nicolae Urs; Domnul, Silviu Stănculescu; Vaznețova, Janin Stavarache; Omul în negru, Valentin Teodosiu; Pacienta, Olimpia Niculescu; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Paula Radu și Eugenia Slate; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Mihai Lungeanu.